30 de credincioși din localitățile Romanovca, Cornești, Sipoteni și Ungheni din Republica Moldova au vizitat în aceste zile mănăstiri și biserici din județul Iași. Unii dintre aceștia au venit pentru prima dată în România. Proiectul se numește Pelerinaj în cinstea Sfinților. Ieri, în prima zi de pelerinaj, credincioșii au vizitat Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Iași, apoi s-au închinat în Biserica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Pelerinajul a continuat la Catedrala Mitropolitană, cu închinarea la racla cu moaștele Sfintei Parascheva și la racla cu moaștele Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv. Apoi pelerinii au vizitat Muzeul Mitropolitan și mănăstirile Galata, Cetățuia și Hadâmbu. Aici s-au închinat în Biserica Acoperământul Maicii Domnului, în paraclisul aflat la demisolul Sfântului Locaș și în monumentul istoric unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Pelerinajul zilei de ieri s-a încheiat la miezul nopții când oaspeții de peste Prut au participat la slujba privegherii. Astăzi aceștia s-au rugat la Sfânta Liturghie. Mergând la Părinte Nicolae în acel sat, Romanovca, și văzând situația de acolo, auzind pe mulți de acolo care n-au văzut încă Iașu sau nu s-au închinat la Sfinții Moași, la Sfânta Preacuvioasă Mănăstire Parascheva, m-am gândit să le fac o surpriză și să căutăm un microbuz în zona acolo și să aducem măcar cât putem noi credincioși din Romanovca. Și iată că cu ajutorul Dumnezeu am reușit și astăzi a fost la mai multe mănăstiri, venind să poposească în Sfânta noastră mănăstire. Vedeau lacrimi în ochii dumnealor cât de fericiți erau, că spunând că n-au văzut așa ceva ce a putut să vadă neașul nostru la Sfintele noastre mănăstiri, la Sfânta Parascheva, și se duc cu mare, mare bucurie în sufletul și inima lor. Mai tot timpul în lacrimi au fost de bucurie că s-a putut face această excursie și pentru mine este o bucurie. Și-am dorit mult ca inuriașii din Romanul ca să ajungă pe locurile acestei Sfinte Mănăstiri Hadâmbu să vadă frumusețea, dragostea care ne primește Părintele Stareț și toți frații preoți din această mănăstire. Și sunt nespus de bucuroși oamenii din Romană că văzând atâtea locuri frumoase, chiar mulți dintre ei n-au văzut așa până acum, chiar dacă și-au vizitat Iașul, dar n-au fost la locurile sfinte, care au fost la Cuvioasa Maica noastră Parascheva, ne-am închinat la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, la Galata, Cetățuia, și aici ne-am oprit în Mănăstirea Hadâmbu, care s-au minunat de frumusețea care au văzut în această mănăstire. Văzând rodurile Părintelui Stareț, care timp de 30 de ani s-au depus mult efort ca să facă așa o mănăstire frumoasă, Dumnezeu să îl aibă în pază, să-i ajute mai departe și să ne susțină și pe noi spiritual, așa că suntem și noi români din cealaltă parte a Prudului, ca să ne susțină spiritual pe noi toți. Dimineața ne-am pornit din satul Romanovca, un grup de inauriași din sat și de prin prejurime care îl stimează pe Părintele Nicolae din parohia satului Romanovca. Și am venit în principiu mai mult la Hadâmbu, am fost foarte primiți bine de starețul Nicodim, care și ne-a făcut călătoria asta gratis și ne-a făcut o... Nu-s cuvinte, că am și emoții, am fost cuvinte că așa frumoșață și așa nu departe de noi, că acum ori să plecăm la Chișinău, ori să venim până la Iași aici și mai aproape, ne-am închinat. Pentru mine este a doua oară, primul raz a fost în 2002 în Ierusalim, la locurile sfinte. A doilea oară, de multe ori am fost la biserici, la mănăstiri, însă ca o plăcere, ca astăzi, care am primit-o, ajungând la toate cinci, asta a șasea mănăstiri, în timp de zi, o frumusață, o plăcere sufletească, o minunăție. Dumnezeu, atâtea valori care îți știi seama de scumpe și de dragi sufletului, că știți, nu e și sufletești cel mai omul mai bogat. Proiectul Pelerinaj în cinstea Sfinților a fost organizat de Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași și de Parohia Romanovca din Mitropolia Basarabiei.